Bună seara, comunitate! Iată că de fiecare dată când avem ceva nou să vă transmitem, suntem live pentru voi. Suntem live pentru voi în această seară pentru a începe cu o mică poveste și a ajunge astăzi la ceea ce înseamnă în această săptămână alegerile prezidențiale 2019. Povestea începe de undeva de prin 2014, când pentru prima dată am participat în calitate de voluntar la turul 2 al alegerilor prezidențiale. Cu toții ne aducem aminte că nu a fost tocmai o experiență plăcută la acea dată. Și în memoria mea, bineînțeles, sunt așternute imagini mai puțin plăcute. Încă de atunci m-am gândit ce aș putea face eu. Pentru că mi-am dat seama că pur și simplu oamenii care sunt detașați de la Ministerul Afacerilor Externe nu au cum să facă față unui asemenea număr de oameni care doresc să-și exprime votul. Și atunci m-am gândit că aș putea veni în același timp cu câteva idei. M-am pregătit bine și în 2016 am făcut demersuri în acest timp. În 2016, la alegerile parlamentare, am creat, zicem noi, prima secție de votare, care mi-a plăcut să-i spun comunitar. De ce? Pentru că am făcut demersuri pe lângă autoritățile statului român de aici, reprezentanții autorităților și un grup de oameni din comunitate au făcut cursuri, s-au pregătit și pentru prima dată a existat o secție de votare care a fost pur și simplu condusă de oameni din comunitate și reprezentanții partidelor politice. Pe de altă parte, mai târziu în acest an, după cum bine știți, am făcut același lucru la alegerile europarlamentare și am avut și succes fiind secția de votare cu cel mai mare număr de oameni care au reușit să voteze. Acum e lesne de înțeles un lucru. Probabil mulți m-au întrebat dintre voi și am primit întrebări foarte multe de ce de această dată la alegerile prezidențiale nu ne-am mai implicat, nu a mai fost președintele vreunei secții de votare, nu am mai căutat să fac parte dintr-o comisie. Ei bine, pentru că eu consider că din această vară autoritățile au deschis porțile către comunitate și comunitatea acum se poate implica în acest proces care schimbă istoria. Iar comunitatea poate fi parte din ceea ce înseamnă schimbă istoria. Însă, nu am stat deoparte. Noi am aplicat în ultima perioadă, am aplicat pentru a primi acreditare ca și observatori internaționali în secțiile de votare. Deci în acest an vom face altceva, vom fi prezenți în cât de multe secții vom putea pe parcursul zilei de vineri, sâmbătă și duminică. În acest mod, observând noua legislație, modul în care se desfășoară, dar și aducând în casele voastre informații curate, informații clare, informații la zi, atât cât va fi posibil.
atât cât eu, împreună cu echipa, vom rezista să fugim de la secție la secție și vom încerca să transmitem de acolo, din stradă. Să transmitem în direct pentru voi pe pagina My Romania Community. De ce ne dorim acest lucru? Pentru că, după cum poate mulți dintre voi cunosc, la alegerile europarlamentare au existat foarte multe transmisiuni făcute de toată lumea. Însă puține dintre ele conțineau informații reale și mai mult decât atât, unele dintre ele, din nefericire, au instigat și la violență și un comportament mai puțin ortodox, să-i spunem noi, în procesul greoi care a fost, datorită și legislației care nu era tocmai una adaptată necesităților de moment. În această seară am discutat și cu domnul consul, cu domnul Vali Muntean. Dumnealui fiind de acord, e foarte ocupat în această perioadă, pregătește, vă dați seama, sunt în jur de 70 de secții de votare, iar probabil dumnealui se ocupă de toate aceste secții. Da, mă trece un zâmbet pentru că știu că domnul Vali Muntean este foarte devotat și îmi închipui că nu este deloc ușor. Dumnealui a fost de acord să intre în legătură cu noi și să vă ofere ultimile informații legate de necesitățile care mai sunt, pentru că din câte știm, încă mai e nevoie de oameni legate de probabil managementul sau, mă rog, sfaturile pe care acesta le poate oferi, și o să încercăm să-l contactăm pentru a intra în direct. Alo. Alo, bună seara, domnul consul, ne scuzați pentru deranj. Bună seara, dumneavoastră și celor care vă ascultă, să vă privesc. Vă recomandăm să nu ascultați materialul care se transmite și să încercăm să ne auzim prin intermediul telefonului. Ce vești ne aduceți? Urmează un weekend de foc, zicem noi. Acum nu neapărat de foc, intens. Și foarte plin de activitate aici, în Marea Britanie. Sperăm ca totul să decurgă în regulă. Să aducem un pic în mai multe informații pentru cei care privesc acum acest material sau care vor privi acest material după. Câte secții sunt până la urmă cele care într-adevăr au personalul necesar pentru a funcționa? În Marea Britanie avem organizate 72 de secții de votare, din care 45 sunt în circumscripția consulară a ambasadei României la Londra. Restul sunt în Manchester și Edinburgh, organizate de Manchester și Edinburgh. Bă, toate acestea au personalul necesar pentru funcționare? Da, toate au personal, sunt prevăzute cu cei 9 membri. Și dacă va fi nevoie, președinții secției de votare au posibilitatea să dispună inclusiv suplimentarea numărului până la 15. Domnul consul, pentru a nu fi nicio problemă, știți că am întâmpinat în trecut astfel de probleme. Câte
buletine de vot se alocă fiecarei secții de această dată? Secțiile de votare din Marea Britanie au alocate între 8.000 și 10.000 de buletine de vot. Și pentru turul 1 și pentru turul 2. Da. Deci se presupune că sunt buletine de vot pentru toată lumea. A, nu, îmi cer scuze, și iertați-mă, nu, pentru primul tur. Doar Primul, pentru pentru primul. primul tur, da, același număr de buletine îl vom avea și pentru al doilea tur, sau dacă va fi nevoie de mai mult, evident vom solicita un număr mai mare. Ne puteți spune un brand, pentru că acum suntem și noi interesați în brand, câte secții de votare, sau în Londra, câte secții de În votare? Londra și vecinătatea imediată a Londrei avem organizate 18 secții de votare. În Brent sunt organizate 3 secții de votare. Am mers inițial pe două, pe principiul de două, două Brent, două Harrow, două Stratford. Însă am considerat ca o măsură de precauție și cumva să intuim că s-ar putea să fie un număr mai mare de solicitanți în această zonă a Brent, am suplimentat cu încă o secție de votare ca să eliminăm orice emoție. Cum este atmosfera la dumneavoastră? Pentru că mi închipui că nu e ușor cu atât de multe secții de vot. Din câte știu, dumneavoastră coordonați activitatea lor. Da, situația este foarte foarte, în fine, intensă. Am început să primim din materiale, buletinele de vot, tabletele, camerele de filmat, pur și simplu toate materialele au ajuns la o parte dintre secții și vom primi pe parcurs și vom primi pe parcurs și celelalte secții de votare. Încercăm să logăm tabletele, să vedem cum funcționează. Și ca totul, cumva ne pregătim încet încet de activitate. Noi, la secția consulară, una dintre secțiile noastre îndeplinește și secția de votare pentru votul din corespondență, fapt pentru care cumva noi ne pregătim să începem scanarea plicurilor, vom introduce, începând cu bine, cu joi noaptea, inclusiv buletine de vot în urna special creată pentru votul prin corespondență. Deci, puțin la secția consulară suntem deja foarte ocupați, au primit foarte multe plicuri și ele vor trebui să fie procesate. Cetățenii români vor primi în cursul dimineții de vineri confirmările prin e-mail despre faptul că voturile au fost înregistrate și că totul este în regulă. S-a implicat comunitatea de această dată, domnul consul. Care este procentul de implicare a comunității? Procentul de implicare a comunității este foarte mare și mulțumim foarte mult pe această cale tuturor celor care au venit către noi. Am apelat, bineînțeles, având în vedere acest număr mare de secții de votare, la o participare și la o implicare activă a comunității românești și avem parte de foarte mulți voluntari care s-au implicat fie în zonele dumneavoastră la care făceați referire, Brent, Harrow, Stratford, Luton, Watford. Peste tot în Londra am încercat și am prins în comisiile secției de votare cetățeni români care au venit voluntari către noi. Unde vă vom găsi în acest weekend? Pentru că noi vom călători. Unde reușim, până unde reușim să ajungem? Din punctul nostru de vedere, putem să mergem la toate secțiile de votare. Sperăm să fie liniște și să lucrurile să decurgă într-un climat normal. Pe mine mă găsiți la secția consulară, unde am fost dintotdeauna și sperăm să ne vedem cu bine și să vă putem da așa un feedback pozitiv al întregii activități. Pentru că eu vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Știu că m-ați întrebat și am spus că în acest an voi spune, nu în acest an, dar de această dată voi spune pas pentru a fi președinte. Însă, după cum vedeți, noi ne-am gândit la un plan.
ne-am gândit la a informa comunitatea în mod real, în mod curat, și cred că acest lucru este benefic atât pentru dumneavoastră, cât și pentru comunitate. Dacă aveți doar un minut, aș vrea să punctez pentru cei care ne ascultă acum Spuneți, vă rog. faptul că, spre deosebire de alegerile europarlamentare și de referendum, în Marea Britanie nu mai avem 29 de secții de votare, avem 72. Deci am suplimentat de două ori și ceva numărul secțiilor de votare. Pentru că lucrurile au stat așa cum au stat la scrutinul anterior, legiuitorul român a dat posibilitatea cetățenilor români în străinătate să voteze prin corespondență. Cetățenii români din Marea Britanie au fost sunt în topul celor care s-au înregistrat pentru votul prin corespondență, aproximativ 11.000 de cetățeni români. Suntem cea mai puternică comunitate din acest punct de vedere. De asemenea, cetățenii români nu mai votează o singură zi, pot să voteze 3 zile consecutiv, respectiv de vineri de la prânz, la 12, sâmbătă de dimineață, duminică de dimineață. Toate aceste lucruri vin cumva în întâmpinarea nevoie cetățenilor români de a vota, de a-și exercita acest drept la vot. De asemenea, comisiile de votare nu mai sunt formate din 7 membri, sunt formate de noi, de 9, cu posibilitatea suplimentării până la 15. Am făcut tot posibilul să avem echipe complete, am făcut instruiri, am avut duminică o instruire cu președinții și locțitorii secțiilor de votare din circunscripția noastră consulară, au participat aproape toți. Cei din Jersey ne-am auzit la telefon într-o mică videoconferință, toți ceilalți au fost prezenți la Institutul Cultural Român. Am prezentat chestiuni legate de logistică, financiar, contabil, de proceduri. Am rulat programelele de pe tablete. Am făcut tot posibilul ca toți cei care sunt implicați să aibă baza de cunoștințe solidă și am împărtășit inclusiv din experiențele anterioare, bineînțeles, astfel încât să fim în regulă și totul să decurgă exact așa cum și noi ne dorim și comunitatea românească își dorește să decurgă un scrutin electoral. Eu vă mulțumesc din suflet și sper să vă reveniți cu vocea, pentru că simt o ușoară răceală. Dar nu, în Cred. aceste zile pur și simplu am vorbit aproape non-stop. Sunt unul dintre persoanele care coordonează acest proces din partea ambasadei României la Londra, până cu ceilalți colegi și pur și simplu am fost la telefon non-stop. Un lucru foarte important de asemenea și rugăm foarte mult comunitatea românească să dea dovadă încă o dată de înțelegere și de sprijin. Rugăm pe cât se poate participarea la acest proces electoral, inclusiv în zilele de vineri și de sâmbătă și în măsura în care se poate să evităm ziua de duminică. Este posibil ca duminică prezența să fie mai numeroasă decât în celelalte zile. Și pur și simplu, având aceste două zile la dispoziție și vineri și sâmbătă, practic ne considerăm că dacă le-am acoperit cât de cât echitabil, n-ar trebui să fie aglomerație sau n-ar trebui să fie timp mare de așteptare în procesarea voturilor. Deci rugăm cetățenii români să facă un efort, încă un efort și măsura în care pot să se prezinte la urne și vineri și sâmbătă. Vă mulțumim din suflet și vă dorim mult succes, iar noi vom fi alături de dumneavoastră încercând să oferim informații clare, informații curate, informații deschise celor din comunitate care ne vor urmări și de asemenea să vedem dacă totul funcționează ok, dacă totul Vă merge mulțumim brici. foarte mult! O seară cât mai plăcută. Vă mulțumesc. La revedere. Mulțumim! Dragii mei, iată că domnul consul e cât se poate de deschis, v-a explicat ce ne rămâne nouă de făcut, să vă spunem că vom încerca să ajungem la cât mai multe secții. Sunt multe, iar noi nu o echipă foarte mare care se pricepe la a transmite live. Avem acreditări oficiale, toți cei trei din echipa restrânsă. Vă așteptăm să lăsați mesajele dumneavoastră în pagină și de ce nu, dacă aveți vreo sugestie sau dacă aveți vreo întrebare pentru cei de la consulat, pentru organizatori,
puteți să o lăsați atât în pagină, dacă nu ne puteți și contacta pe noi, iar noi vom prelua informația și o vom transmite mai departe. Ce să vă spun? Sper din tot sufletul să dăm dovadă de bun simț. Atunci când mergem la vot, suntem într-o țară străină, indiferent de problemele pe care noi le avem cu ai noștri, cum s-ar spune, cred că ar fi foarte bine să ținem cont că britanicii nu știu neapărat care sunt problemele noastre și în afară de acest lucru, nici nu e normal să ne comportăm altfel decât civilizat. Vă doresc o seară frumoasă, sunt Cristian Stâncanu și împreună cu echipa My Romania Community, când vineri seară, sâmbătă și duminică vom alerga pentru comunitate, pentru a vedea cum se desfășoară întregul proces și pentru a duce în casele voastre informația curată, informație pentru comunitate. Vă spun o seară bună, o săptămână ușoară și nu uitați, votați pentru România. Toate cele bune. La revedere!